Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Dragii mei, acest videoclip nu-l fac pentru că îmi place. Acest videoclip vreau să-l fac pentru că nu-i bun, aceste microfoane nu-s bune. La EMAG AT306 wireless microfon receiver, nu le recomand, KNK. Microfonul e 2 bani. Nu dați banii pe prostii și luați alte microfoane la copii, asta e principiul meu, pentru că mie nu-mi place, se aude un zgomot foarte urât pe fundal. Și hai să vedem ce include pachetelul. O să pun pauză și voi reveni. E bine, dragii mei, asta include pachetul, un receiver, două microfoane de proastă calitate și evident mufa jack, da, de 6.3 mm. Nu-mi place. Deci pur și simplu dai banii aiurea. A luat de la această firmă Nika Multi Company, ca și firmă este ok, dar eu nu recomand, deoarece microfonul este de proastă calitate. Îi voi da retur, mi-a venit în data de stai așa că mai știu cum mi-a venit. Da. La data de 29.12.2022, dar îi voi da retur și sper să-mi dea bani înapoi. De proastă calitate, sunt testate, nu recomand așa ceva, pentru că unul mie nu, pur și simplu nu-mi place. Are un vâjăit foarte, foarte puternic și țin să vă spun că din microfonul acesta, asta verde, decât unul merge, asta verde nu merge și merge decât cel roșu. Eu nu-mi place. Nu, retur, nu agresa. Nu mai sunt, dragii mei, lucruri noi acum, sunt retururi foarte multe. Și ceea ce nu-mi place, cu toate că ai verificare colet, ei îți dă retururi. Nu-mi place. Eventual vă rog să luați microfoane pe fir foarte bune, o să le prezint practic pe acest videoclip. Înainte, dragii mei, de toate, hai să vorbim de sestra. Nu dați banii pe prostii și nu luați așa ceva. Punem pauză și îl vom monta, vedem cum se aude. Vedeți, se aude foarte, foarte rău. E bine, dragii mei, ăsta nu merge. Ăsta e destul de stat, dar asta merge. Atât, iau, sau. Nu spune, nu recomand. Asta merge, asta merge. Dar ăsta nu merge. Din ce cauză, nu știu. Unul mie nu-mi place. Deloc, deci chiar deloc, dezamăgit complet. Asta merge. Asta da. Dar ăsta, ia uite, sorry. Asta nu merge. Pur și simplu defect. Nu da banii pe prostii, ia-ți altceva la copii. Ia uite. Ce faci cu asta? Nu ai ce faci, pur și simplu. Și asta iau. Atât. Ia uite. Dacă plec în altă parte, o să nu mă aude. Nu merge, pur și simplu nu merge. E bine, dragii mei, ați auzit părerea mea. Sunt foarte nemulțumit de aceste microfoane. Unul nu-mi plac. Ați văzut ce vâjeitare au pe fundal. Nu recomand. Și odată ce proastă calitate. Pare că-s produse defecte. Eu așa zic. Sper ca YouTube-ul să nu restricționeze aceste videoclipuri, că mâncă de multe ori restricționează. Eu cred că să nu fie de pe alte, cum să spun eu. Probabil că lumea a dat retur, a umblat la ele și ce o zi, mă, lasă că dau la altul și nu le mai testează, dragii mei. Dau produse defecte. Magul nu mai cerea odată. Deci nu mai e magul cerea odată. Înainte era îți dădea, cum să spun, îți dea produse bune. Dragii mei, s-au prostit toată lumea. Din cauza COVID-ului, dragii mei, nu mai e magul cerea odată. Deci asta este factura mea, care sunt foarte, foarte, foarte dezamăgit. Mai trebuia să mai dea, dragii mei, și altceva, un suport pentru tabletă și telefon, dar nu mi-a dat nici stick-ul și nici măcar să dea unul ăla. Deci a fost la ofertă, nu mi-a dat nimic, decât doar o boxă. Boxa în partea alta e destul de bună, poate o dau și pe aia retur, pentru că nu vreau să, nu mai place, nu. Deci nu-mi plac microfoanele, au foarte, foarte, nu recomand. Sunt complet dezamăgit de aceste produse. Nu mai dați, dragii mei, nu dați banii pe aceste produse. E o calitate foarte proastă. O să fac, dragii mei, un unboxing chiar acum. Așa, le dau retur. Dacă, dragii mei, le luați, rugămintea mea e, dacă vedeți acest videoclip, o să postez și pe Facebook și pe canalul meu de YouTube.
că pun parucul să vedeți. Dragii mei, nu recomand. Puși, luați alte microfoane ieftine. Stați cum să vă arăt acum. Aceste microfoane, dragii mei, cu toate că sunt ele pe fir, mie unul mi-a plăcut pentru că sunt și sunt ieftine, la 44 de lei, dar sunt bune. Sunt pe fir, dar eu le recomand. Dacă vreți eventual microfoane pe wireless, dragii mei, mergeți într-un magazin ca lumea, îl testați dumneavoastră acolo, vă place, luați, dacă nu, nu, dar nu mai luați de pe internet, dragii mei, că nu, nu-s bune, nu-s bune. Plus, sunt date retururi și mie nu-mi plac aceste lucruri care, că lumea că nu merge. Acest, dragii mei, microfon, mie unul îmi place, de ce îmi place, pentru că este bun, bun pur și simplu și se aude destul de, de ok, să zic așa. Hai să vedem, să-l băgăm un pic, să vedeți că ăsta mie îmi place cum se aude. Voi reveni. Asta, dragii mei, destul de bun. Mie unul îmi place și se aude și foarte bine. Ce să zic? Ca și microfon e destul de ok, dar acela pe wireless nu-mi plac. Asta e un foarte bun. Îmi place, pot să și reglez. Da. Ce să vă mai spun atât? Ai un microfon foarte ieftin și foarte bun. Se aude, auzi? Ce să mai zic? Ăștia nu. Luați microfonul ieftin ăsta pentru copii, normal, dar mi-a plăcut că e foarte bun. Ăștia nu-mi plac de nicio culoare. Retur și bani înapoi. Dragii mei, sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube dacă v-a plăcut videoclipul. Și ne vedem la un nou videoclip. De asemenea, dragii mei, ne auzim și pe TikTok Bodescu Florin. Pentru întrebări, dragii mei, vă las numărul de telefon 0744440454. Repet, 0744440454. Deci 0734454. Dragii mei, am pupat și vă rog să citiți în descriere ce voi posta. Nu recomand acest microfon, încă o dată vă spun. Încă o dată vă repet, puteți să mă contactați pentru întrebări, diverse întrebări. Vă răspund cu mare drag despre aceste microfoane la numărul de telefon 0744440454. Dragii mei, eu vă doresc un an fericit și anul 2023 să vă aducă multă sănătate și mulți bani, dragii mei. Sper că v-a plăcut acest videoclip care l-am făcut. Dragii mei, v-am pupat și multă sănătate să aveți. Ne vedem în noul an 2023 cu bine. La revedere! De asemenea, dragii mei, vreau să vă anunț, să vă aduc la cunoștință că videoclipul e făcut în data de 30/12/2022, deci ultimul an, ultima lună din anul 2022. De asemenea, videoclipul o să apară după data de 10 ianuarie 2023. V-am pupat și un an nou fericit. La revedere, dragii mei. Încă o dată vă spun, nu dați banii pe aceste microfoane de proastă calitate, KN-K și alte microfoane care sunt același lucru, doar că diferă marca. Nu le recomand. La revedere și v-am pupat. Ciao.